Ajutor în vreme de nevoie. Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Deborah. Ajutor în vreme de nevoie. Modul în care tata parca mașina în fața blocului când se întorcea de la serviciu era un semn pentru familia Roxanei. Fie se pregăteau pentru o seară agitată, cu bătaie, sau dimpotrivă pentru o seară petrecută în fața televizorului cu toată familia. Mama, sătulă de bătăile soțului ei, își părăsește familia și caută să-și refacă viața alături de un alt bărbat. Le promite copiilor că se va întoarce pentru a-i lua cu ea. Roxana, împreună cu frații ei, nu își pierd speranța. Însă mama nu se ține de cuvânt. Frica de tatăl lor le determină pe Roxana și pe sora ei să se refugieze la niște vecine din același bloc. Roxana se înstrăinează tot mai mult de mama ei. Relația cu mama ta nu a fost una foarte bună. Din cauza tatălui meu, nu, nici când am fost bebeluși mici, nu o lăsa să stea prea mult cu noi. Ne alăpta, ne dădea de mâncare, ne schimba și ne lăsa acolo într-un colț pe pat, dar nu să ne ia în brațe, să ne drăgălească, să simțim că suntem iubiți. Și asta s-a întâmplat mulți ani, la fel, fără să mă mângâie mami sau eu. Cel puțin până acum, vreo 4-5 ani, eu nu i-am spus mamei mele că o iubesc. Nu știam cum să-i spun, de ce să-i spun, că la noi în familie nu a fost așa ceva. O apropiere ca mamă, copil și tatăl meu o despărțea, nu o lăsa să stea cu noi. Să stea să ne iubească, să ne țină în brațe, să strictul necesar. De ce era așa? El bea foarte mult, a băut foarte mult încă de când nu ne-am născut noi. Eu, când mami a fost gravidă cu fratele meu, la fel, tati a lovit-o în burtă să piardă copilul, dar așa a vrut Dumnezeu, s-a născut. N-a fost gravidă cu mine, s-a suit pe dulap să n-o bată, ca să tot așa să nu piardă sarcina. Tati era bolnav de gelozie, deși mami nu-i dădea motive și, în general, când bea alcool, era alt om, era foarte rău, era rău, rău, foarte rău și când era treaz, nu-l recunoșteai, ziceai că nu-s aceeași persoană. Și avea ce avea cu mami, tot timpul o bătea și tot timpul era scandal la noi în familie, încă de când eram mici și până momentul în care mami nu a mai rezistat și am plecat. A fost foarte greu pentru ea, pentru noi, că după ce am crescut mai mari, eram puși, asta vă zic, că avea și o minte așa, nu știu, diabolică. La un moment dat ne-a ascuns pe fiecare în casă. Pe mine m-a băgat în spaie, știa că mi-e frică de întuneric. M-a băgat acolo, făcusem pe mine de frică. Pe mami a băgat un dulap, pe soră mi-a băgat o supat. Pe frate mi l-a închis în baie, așa a vrut el. Pe aceea ne alinea așa pe toți patru la rând și pe toți ne bătea așa. Luam cot la cot bătaie cu mami. Știu că odată o lovit-o atât de tare, era în baie și noi eram mici, eram în pat mici. Când deja puteam să auzim ce scandaluri erau. Nu puteam să zicem să nu mai denia sau așa, pentru că ne lua și pe noi. Și atunci suportam și înghițeam și nu puteam să facem nimic ca pentru ea. La un moment dat a lovit-o așa tare încât mami leșinase și tot timpul el, după ce adormea, mami se punea într-un colț acolo în pat și o vedeam cum plânge seara și cum noi nu dormeam, o vedeam cum suferă și acum am trecut așa oarecum peste momentele astea. Mai am ceva ce încă mă mai urmărește din trecut așa. Mai mi-aduc aminte seara că nu-i mami lângă mine. Știu că tot timpul când pleca de acasă zicea că vine după noi. Dar nu mai venea și stăteam nopți așa și mă uitam la ușă și nu mai vine mami și nu mai vine mami și nu venea. Na, Doamne ajută că nu a ajuns mai departe tatăl meu să își bată joc de mine sau de sora mea. Asta nu s-a întâmplat nici de fratele meu. Pur și simplu ne bătea. Nici nu știai de unde zboară o palmă, că acum te mângâia, acum zădea una și
De multe ori seara el a făcut box și tata lui nu l-a mai lăsat să continue. Eu cu fratele meu am făcut foarte mult sport și tot așa nici pe noi nu ne-a lăsat să continuăm. Am făcut atletism, nu m-a lăsat să continui. Am făcut caia canoe, trebuia să plec în cantonament, nu m-a lăsat la jumate. Am renunțat când nu m-a mai lăsat să mă duc. Ne punea să facem flotări, avea o halteră grea pe care îl punem pe frate meu să ridice. El imediat operat de apendicită, l-a pus să ridice. Cum era tata când nu bea? Era foarte exigent cu noi. Nu ne lăsa să plecăm din fața blocului. Ieșa afară din 5 în 5 minute să ne verifice, să fim pe leagăn, pe balansor, la bancă. Dacă eram prin spatele blocului, se uita de pe geam, ne urmărea să nu plecăm. Într-o zi iară, eram cu rolele afară și eram pe la garaj, erau niște garaje acolo și mă plimbam cu rolele. El băuse foarte mult, era un meci, juca România cu nu știu ce țară. Din cauza că pierduse România, m-a bătut. Mi-a bătut că a căutat un motiv să-și descarce nervii și a văzut că noi am trecut de zona în care trebuia să stăm și și-a descărcat nervii pe noi atunci. Dar când era treaz, nu ne băga așa în seamă, stătea să uita toată ziua la televizor, n-avea treabă cu noi, mai făcea câteodată glume, ne uitam seara împreună toți la film, dar mai mult de atâta nu. Nu era nici el foarte apropiat de noi. Nu exista niciun moment în care să se apropie de voi? Când era beat, dar atunci, acum te mângâia, acum te lovea. Noi de multe ori știam dacă el e beat sau dacă a băut după cum parca mașina. După cum în spatele blocului se auzea motorul de la mașină, mami săraca deja stătea în pat și se gândea oare în seara asta ce se mai întâmplă și nu mai știu cât am făcut drumul casă poliție. Am fugit toți trei, toți patru, așa, dă-o la fugă să nu ne ajungă. Cred că luram atât de tare, chiar și în ziua când am plecat de acasă, fiind poliția în casă, ca să putem sta să ne adunăm lucrurile, să plecăm. El era beat, foarte beat era și atunci eu aveam 16 ani atunci. Nu ne-a lăsat nici să învățăm, nici să ne facem un sport, să zici că e ceva de capul nostru, nimica. Când trebuia să înveți, te bătea, te scutea afară pe casa scării. Da, mai învață în stresul ăsta. Eu am pierdut 3 ani de zile din cauza asta, din cauza că fiind și mai înceată, neavând ajutor, m-am dus cu prima scrisoare toată distrusă, nu știam nici eu ce am scris acolo, dar n-au avut nici mami, nici tati să stea lângă mine, că trebuia să stea lângă el. Avea obiceiul să povestească și să vorbească până la 3-4 dimineața stătea. La un moment dat, mama ta a plecat și v-a lăsat. Câți ani aveai atunci? Ea, din păcate, a plecat cu un băiat mai tânăr ca ea. S-a îndrăgostit de el acolo la locul de muncă unde lucra și ea avea 38 și el avea vreo 27-28 de ani. Pleca cu el, adică plecase și ne-a spus că va veni după noi și noi, neavând ce face, noi n-am vrut să mai stăm cu tati, ne-am dus la o vecină acolo în bloc și tot am așteptat să vină mami după noi și mami nu a mai venit. De acolo am mers la protecția copilului, am stat la un centru de plasament în Timișoara, am stat, cred că vreo 5-6 luni și ne-am împăcat bine, ne-am obișnuit, ne-am adaptat. Mami tot nu ne-a căutat. Ne-am întâlnit la tribunal când s-a dat sentința că ne-i decade din drepturi. Tati a venit și a plâns și a zis că el nu vrea să se despartă de noi și că nu vrea să ajungem noi la casa de copii. Nu și-o imagina niciodată că o să se ajungă așa departe. Dar mami, fiind îndrăgostită în perioada aia și bucuroasă că a scăpat de el și de chinurile pe care le-a trăit cu el, a renunțat. A zis că nu, să mergem la Debora. Și așa eu decăzut din drepturi și imediat în vară am ajuns la casa Debora. Și abia după o perioadă lungă de timp am început să luăm așa contactul cu ea, să sunăm, să vorbim, da, și atunci parcă ne respingea așa, nu, să nu stăm pe capul ei, să nu sunăm atâta, să nu mergem la ea, să... Mergeam la ea, la un moment dat își ascundea tot ce avea de noi, parfumuri, haine sau așa, le ascundea. Cum au fost primele zile acolo la centru și apoi la casa Debora? Eu plâng foarte mult și mai ales când e singură, de multe ori, chiar acum câteva seri l-am întrebat pe Dumnezeu dacă de când m-am născut eu și am început să-mi dea lacrimile până acum, întreba dacă a reușit să umplu un lac. Da, am plâns foarte mult atunci. Îmi plăcea la centru, eram printre copii care acolo mi-a făcut prietene, m-am înțeles bine cu toate doamnele de acolo, era foarte, de asta vă zic că ne-am acomodat foarte bine. Chiar am supărat că n-am și o mamă și plângeam și atât am plâns și atunci a fost când chiar mă duru că nu am o mamă lângă mine.
Când am ajuns la Deborah, deja nu i-am mai simțit lipsă foarte mult. Aveam pe doamna Diana, doamna psiholog, i-am ajutat foarte mult, adică plângeam după ea, dar plângeam la ea acolo și plângeam atunci și după aceea până venea iar săptămâna viitoare nu mai mi-aduceam aminte de ea, fiind cu toate fetele. Și acum mi-e dor să mă duc înapoi la casă, să stau cu ele și dacă ne-am mai ciondănit și ne-am mai și bătut și... Dar n-au trecut 5 minute fără să ne împăcăm. Chiar n-au trecut 5 minute și ne luam în brațe și plângeam că uite așa că ne-am certat și familia mea e de Bora, e casa de Bora, chiar e casa de Bora. Na, aici la casa de Bora m-am învățat să iert. Eu i-am iertat pentru tot ce mi-au făcut, așa, chiar dacă mai am unele mici acolo în suflet, așa, care încă nu pot să trec peste ele. Na, de multe ori mă supăr așa singură, că eu mă gândesc că dacă aveam și o mamă, dacă și tata meu nu era așa, de ce eu trebuit să fie așa, nu puteam să am și o familie și foarte multe întrebări. Tati cum era alcoolist, tot blocul știa de scandalurile lui și la școală toată lumea m-a arătat cu degetul, repetentă, mă făcea și foarte mult am suferit din cauza că nu am putut și eu să învăț, să fiu și eu la rând cu toți copiii și... Și eu acum am făcut profesionala, continuarea și după aceea liceu 13 clase. Și vreau să spun că în clasa 13-a am avut media aproape 9 și nu mi-a venit să cred. Și cred că ajutorul care l-am primit la casa de Bora, ajutor în sensul că mi-a oferit dragoste, am avut un număr unde să plâng și dacă chiar am avut o problemă, am avut cu cine să vorbesc, nu m-a jignit, nu m-a rănit. Altfel vezi lucrurile, altfel te concentrezi, ești altfel. Am avut o problemă și cu stresul și cu rinichii când am ajuns la casa de Bora. Deja aveam 16 ani și făceam pe mine și am avut rețeta, pastilele care îmi trebuia și asta 10 ani de zile în dulap și nu mi-au cumpărat tratamentul. Sora mea a făcut o tită de vreo 3-4 ori la ureche, tot eu m-am dus cu ea la spital, nu s-a dus mami și nu s-a dus tati, m-am dus eu cu ea de mână la lui Surcan, știam deja să mă descurc la ce etaj, pe cine să întreb, ce să întreb, să mă duc cu ea și până a fost la ei mei, am învățat să mă descurc singură și când am venit la Deborah am fost bucuroasă așa să văd că am un sprijin și că dacă am făcut o greșeală pot să le spun fără să mă bată, fără să mă certe, să mă pun în genunchi, să mă pedepsească sau dacă mă doare ceva, au stat lângă mine, imediat m-au ajutat, în timpul nopții m-au vegheat, ceea ce părinții mei nu făceau. Dragostea de care de fapt avea nevoie de la ei am primit-o aici. Spuneai că sunt unele lucruri pe care încă nu le poți ierta, care încă mai sunt acolo nerezolvate. O greșeală pe care eu o consider pentru asta vinovată pe mama. Nu pe tati sau așa, pe ea o consider vinovată. Dacă ea ar fi fost, nu s-ar fi întâmplat nimic. Erau două fete în bloc la noi și noi neavând haine, neavând... Ele ne mai întâlneau și eu cu sora mea mai mergeam la vecini și le cumpăram ce aveam nevoie și ne mai lăsau acolo bani de o înghețată și când am plecat în seara de acasă am ajuns la ele. Dar una dintre ele de fapt era proxeneta și avea doar 16 ani fata. Am văzut că ducem lipsă de atât de multe lucruri. Mi-a prostit că să avem haine, că să avem tot ce n-am avut la părinții noștri. Și prima care a sărit să fie de acord să fac așa ceva a fost sora mea. Într-o seară o zis că mergem în oraș și a dus acasă la un moș, la un italian. Atunci sora mea s-a speriat și eu început să plângă și am venit înapoi acasă și când am venit înapoi acasă a bătut-o pe sora mea. Ne-am luat în baie și am bătut-o. Atunci am zis că nu știam cum să plec de la ele, unde să mă duc. Zic la tati, nu mă mai duc că ne bate. Zic, lasă că mă duc eu, fiind mai mare. Și atunci, am tras eu greu în care am fost după ce au aflat vecinii. Și ele s-au speriat și ne-au dus la protecția copilului, că dacă nu ne ducea nu știu ce s-ar fi întâmplat cu noi. Cât încă sufăr pentru chestia asta. Nu oricine ar înțelege că ai fost un copil și eu profita de naivitatea ta și problema ta. Și tati, vecinii au încercat să-i spună ceva, dar tot timpul am negat. Și eu și sora mi-am negat tot timpul.
ca să nu ne facă alt mai mult rău. Și acum m-am întâlnit acum, după ce m-am căsătorit, m-am zis că erau două fete. După ce m-am căsătorit, m-am întâlnit cu una dintre ele, care ei se făcuse milă de noi, dar prea târziu. Era așa zâmbăreață și eram speriată, am început să plâng când am văzut-o, că vreau să scap, să nu le mai văd. Ea se considera nevinovată, pe ei pare rău, zic, poate să-ți pară rău, dar nu mai pot să scap de trecutul ăsta și tot timpul mă gândesc dacă nu aș fi ajuns la casa de Bora și n-aș fi primit, cred că mi-aș fi pierdut mințile, cred că aș fi fost vândut de cine știe în ce țară. Și chiar mă uitam într-o seară, am văzut un film cu trafic uman. Credeți-mă, până la 3 dimineața nu m-am mai oprit din plâns, pentru că nu venea să cred că i-am scăpat de ceva ce pentru alți copii, pentru alte fete e oribil. Și pentru asta nu pot să iert pe mami, că dacă i-ar fi fost lângă noi, nu s-ar fi întâmplat asta. Ai vorbit vreodată cu mama ta despre experiența asta? Nu, niciodată. Nu îndrăznesc să vorbesc cu nimeni. Nu îndrăznesc pentru că mi-e frică să mă bajucorească lumea și să mă arate cu degetul și nu mă înțelege nimeni. Când am ajuns la Deborah, nu mă puteam opri din, mi-era frică că vin după mine, că cu greu am trecut, dar încă nu pot să dau la o parte tot, că nu pot. Și de o martie am plâns la 12 noaptea că nu am și eu mamă și i-a trimis mesaj că o iubesc și că mi-e dor de ea, dar m-a sunat, dar nu mi-ar fi zis că vin la tine sau hai până la mine dacă ți-e dor. Nu, că e foarte nepăsătoare așa față de copiii ei, mai nepăsătoare ca tati. Tati încă ne caută, ne sună, ne mai dădea bănuți când eram la școală. Altfel s-o comporta cu noi după ce am ajuns la Deborah. Încă a fost de mai multe ori în vizită la noi decât a fost mami. Și acum mă sună tot timpul și stau și la scurt și vorbesc cu el. Și altfel vorbește cu noi el. Înainte nu ne zicea niciodată fata mea sau... Acum când îl sun și îmi zic, ce faci, tati? Uite, bine, tati, tu ce faci? Asta nu mi-a spus niciodată. Așa frumos nu vorbea acolo niciodată. Chiar e altă persoană. Mama, probabil, s-a dat și el seama prea târziu de ce-a făcut, ce-a reușit să distrugă. Dar măcar e bine că socrul meu tot timpul zicea că pe câte ne-a făcut, eu nu i-aș mai da o bar cu apă. Dar pe mine nu așa m-a învățat la Deborah. M-a învățat să iert, oricât de rău mi-ar fi făcut. M-a învățat Deborah, m-a învățat Dumnezeu, da, prin ei am reușit să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și ăsta e adevărul, că dacă n-ar fi fost el să-mi pună atâția oameni buni în drumul meu, poate n-ar fi fost așa cum sunt azi. Și m-a ajutat foarte mult. Și de-aia am iertat pe tati și am iertat-o și pe mami, da? Probabil n-am, poate până o să reușesc vreodată să-i spun și adevăr. Poate atunci o să reușesc să o iert, dar până atunci nu cred. Și probabil nici ei nu vreau să-i spun, că mi-e frică că și ea, poate ar gândi și ea ceva rău de mine. Nu știu. Spuneai că la un moment dat ai pierdut 3 ani de școală. La ce vârstă, în ce clasă ai? Păi a repetat clasa 1, clasa 3 și clasa 5. Clasa 5, la un moment dat, o aveam dirigintă pe directoarea școlii. Și din cauza că colegii mei tot făceau, își băteau joc de mine, m-am dus la directoare și am spus, vă rog frumos, să mă trimiteți înapoi în clasa 1, că zic, eu vreau să iau de la început. Eu zic că am pierdut și nu mai reușesc să mă concentrez și nu mai țin șirul. Dar trimiteți-mă înapoi în clasa 1, că eu de la început. Și mi-a spus că nu se poate și cât a fost ea directoare, încerca să vorbească cu profesorina să le spună că-s mai înceată și eu și sora mea. Și adevărul e că toți profesorii din școală ne-au ajutat și la toți le era drag de noi. Profesoara de geografie, de sport, toate. Părinții mei nu veneau la școală, veneau numai că ție carnetul de cecuri. Dar ne ia locația, nici alocația nu ne-o dădea nouă. N-am crezut niciodată că o să fie așa dor de casă, de tanti Dana, de Neaghiță, de toate fetele. Mi-am aminte când stăteam seara pe bancă și
râdeam și, Doamne, ce frumos a fost, foarte frumos. Nu, când am venit eram așa revoltată pe ei, nu mă așteptam niciodată că o să fie așa. Și cum a fost relația cu părinții de la casa de Bora? Cu primii, faptul, na, probabil primii ori prins răutatea mea, ura mea cu care venisem, că știam că este o casă de copii care îs pocăiți, adică na, așa le ziceam eu înainte și eram un pic așa pe ei, pe mine să nu mă pună să pur fustă, că eu nu vreau să mă pună să pur batic, să mă povestească doamna Lorena ce pornit eram eu pe ei, că după ce m-am căsătorit și m-am văzut cu baticul la biserică, atât s-o râdă de mine. A venit tanti Dana și Nea Gheiță, ei sunt mai tinere, așa. Și când a venit ea, ea tot așa, o femeie așa cu un suflet deschis, un suflet așa cald, așa înțelegătoare, și m-am amat așa foarte mult de ea. La un moment dat ajunsese să-i spun și mami. Îi ziceam și nu, chiar îmi plăcea să zic așa, chiar așa, tot așa, stătea cu fiecare fată în parte care avea o problemă, mă asculta și dacă era trecut de 10, tot stătea cu ea. Stătea cu ea, cu noi, cu toate, de Crăciun, de Revelion. Eram toți adunați acolo la jos, acolo Livii, ne adunam și povesteam și cântam și țineam studiu biblic și foarte multe am învățat de la ei, foarte multe. Și foarte, foarte bine ne-am înțeles și mi-a plăcut. Multe amintiri nu am frumoase, poze s-am cu mine când râd, când nu am. Nu am așa ceva, toate le-au rupt atil. Ai tot amintit de Dumnezeu și de felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Când l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Când am ajuns la Debora, cum îți spuneam, eram foarte revoltată. Și mie mi-era frică de întuneric și mi-era frică și de morți. Am primit o Biblie de la noua Lorena și atunci ea mi-a spus să citesc Psalmul 23. Știm de un an de zile, un an și în fiecare seară citeam Psalmul 23 și dormeam bine. Nu aveam coșmaruri, adică începuse stresul ăla oarecum că acum te ia din pași și te bat, trecuse. Și teama aia că vine cineva să mă ieie sau o trecut și era foarte liniștită. Și cu timpul tot citeam în fiecare seară, tot mai dădeam pagina, mai citeam, dar nu eram eu convinsă că ce scrie acolo e adevărat. După ce a venit tanti Dana și Nea Ghiță, cu ei am făcut multe studii biblice. În perioada verii veneau foarte mulți americani la noi și ei făceau foarte mult studiu biblic cu noi și ne arătau prin pantonime, prin peisaje, ne făceau pe cartoane, așa exact cum s-a întâmplat și să pricepem noi mai bine. După ce a venit tanti Dana cu Nea Ghiță făcând studiu biblic, ea fiind o foarte calmă la voce și plăcut așa, tot dăgeam fiecare seară și o întrebam și puneam întrebări și îi spuneam și ce se întâmplă, de ce trebuie să te botezi, dar nu e tot aia, nu? Nu tot același Dumnezeu e și până la urma urmei eu singură am înțeles că de fapt mergeam la biserică, veneam la Betania și eu unde m-am simțit foarte bine la biserică e la Betel. Acolo sunt membră și eu și acolo m-am și căsătorit. Acolo când am ajuns cu ei, când ne-au dus, atât de mult mi-a plăcut atmosfera de acolo încât vreau să fiu fiecare duminică acolo de Rusalii. M-am botezat și eu și sora mea. Dacă n-ar fi fost el, eu chiar consider că ar fi fost rău de mine dacă încă din burtă m-am isosuit sus pe dulap să nu pățesc eu ceva. El de tot ce a avut grijă de mine și de asta consider că Dumnezeu de când m-am născut până acum și până când voi fi tot copilul lui am să fiu. A fost foarte bucuroasă că m-am apropiat așa de el și îmi place să merg duminica la biserică, îmi place să cânt, să citesc, să... Nu pot să stau mult despărțită de biserică, orice, trebuie să merg. Trebuie să fiu acolo, să știu eu pe Dumnezeu că e lângă mine și că e aproape de mine, că dacă nu, simt că mă pierd așa și de multe ori când simt că mi se face frică, dau seama că m-am îndepărtat de el, că nu mai citesc, că nu mai ascult și atunci simt că atunci de fapt vine la rău. Dar m-am apropiat de Dumnezeu într-un mod foarte frumos, adică am conștientizat multe lucruri care le-a făcut el pentru mine și perioada aia foarte grea prin care am trecut și aia o consider că trebuie să mă treacă pe acolo. Nu consider că vrut el să-mi facă rău, dar consider că
Poate nu acum, dar poate mai acolo să-mi dau seama, o fi avut el un motiv de ce m-a trecut pe acolo și de ce trebuie să îndur atâtea. Mulțumesc la Dumnezeu că m-a dus în locul potrivit. La casa de Bora chiar a fost un ajutor foarte mare și enorm pentru mine ca eu să trec peste toate șocurile astea așa care le-am avut. Să nu rămân marcată, să nu rămân cu... Să trec să văd mai departe, să reușesc să răzbat. Sunt bucuroasă că am primit o educație bună aici la Debora. Mă ajută foarte mult să mă rog rugăciunea. Chiar înainte să mă pun să dorm, mă pun citez din Biblie. Îmi place foarte mult versetul Psalmul 23 și 91. Deci cred că sunt versetele care chiar m-au ajutat cel mai mult și când mă simt așa pierdut, așa foarte mult de acolo citesc și mă ajută. Și nu mai am coșmarul, nu... Deci pot să dorm, mă odihnesc, am trecut și de perioada în care făceam pe mine. Am adevărat că am ținut tratament cu pastile, dar mai mult m-a ajutat terapia. Da, doamna doctor, doamna Diana m-a ajutat foarte mult să reușesc să trec peste. Într-un fel sau altul, parcă sunt mulțumitoare așa că am trecut prin toate astea. Pentru că nu sunt, dacă aș fi avut bani și aș fi avut tot ce mi-ar fi trebuit, poate, Doamne ferește, m-aș droga acum. Poate aș vinde tot ce am în casă, poate mâine dacă aș pierde tot m-aș pune ștrangul la gât. Nu, încă de când am fost copil am crescut și o să cresc, o să-mi cresc copii. Eu niciodată, oricât de greu mi-ar fi, nu mi-aș lua viața. Nu, să știu că trăiesc sub pod, că n-am ce mânca, dar eu nu-mi iau viața. Zic, Dumnezeu mi-a dat-o, cât ar fi de grea, eu trebuie să trec. Și multe am învățat din Biblie. Dumnezeu nu-ți dă niciodată mai mult decât poți duce. Și asta așa am văzut și la viața mea și mă bucur că m-au trecut prin multe pentru că m-am întărit așa și m-am învățat multe. Mai am de lucrat la viața mea și la comportamentul meu și la unele idei care, da, asta tot biserica m-a învățat, că sunt în continuu învățare, să învăț, să cunosc, să... Mai trebuie să te mai lovești ca să vezi că nu-i bine. Eu sper să fie bine și peste 10 ani și peste 20 și peste 30 și să fie bine. Taina sufletului tău nu e taină, nu. Este doar veninul rău ce-ți dă teamă. Ți-e greu să mai speri, ți-e inima-n dureri, nu știi ce să mai faci, dar totuși pleacă-te în lăuntrul tău și cheamă-L pe Iisus. Pleacă-te în lăuntrul tău și strigă spre El, îți va răspunde. Ajutorul lui Dumnezeu, al familiei de la casa Debora și al soțului ei, Roxana a lăsat în urmă multe temeri și durere. Chiar dacă mai plânge uneori din cauza trecutului ei, pe chipul ei poți citi o încredere neclintită într-un viitor mai bun. Povestea Iuliei, pe care o vom urmări în episodul următor, este un tablou impregnat de sărăcie, mizerie, abuz și depresie. Iulia ajunge să creadă că sinuciderea e singura cale de eliberare din aceste chinuri. Sunt Adriana Talpuș, răsfoim împreună albumul Deborei. Ajutor în vreme de nevoie.